Procentul celor care cred într-o revenire rapidă, aș spune, este aproape nesemnificativ, adică a scăzut foarte mult. Ne apropiem spre de alte două scenarii, o revenire în U sau o revenire într-un L îndreptat în sus. Cum ne pregătim? E o întrebare foarte bună și primul meu răspuns este acela: ne pregătim în primul rând cu foarte multă încredere, ca atunci când, și nu e un răspuns general, pentru că o să-l argumentez imediat ce înțeleg prin acest lucru, cu foarte multă încredere ca atunci când criza medicală va fi ținută sub control, pentru că nu cred că ne vom regăsi, cel puțin pe termen scurt, în situația de a o rezolva definitiv, ci practic va trebui să ne pregătim pentru o altă revenire, dar în momentul în care vom avea o altă revenire, speranța este că vom fi mult mai bine pregătiți, mult mai bine pregătiți să reacționăm medical, dar și din punct de vedere economic. Ce înțeleg prin a avea încredere? Dacă este să ne uităm la nivel de organizație, oamenii noștri întreabă la ce să ne așteptăm. Ce ne așteaptă peste o săptămână, ce ne așteaptă peste 3 săptămâni, ce ne așteaptă peste o lună. În egală măsură, companiile întreabă mai departe autoritățile ce să ne așteptăm, la ce să ne așteptăm, care este planul, care sunt scenariile pe care lucrăm. Iar răspunsul este următorul. Clar nu știm care va fi proiecția exactă peste o lună, peste două, peste trei, însă în această perioadă, la fel cum facem și în cadrul companiilor sau cum ar trebui să o facem mai des, trebuie să comunicăm ceea ce știm, și să comunicăm măsurile și planurile care stau în capacitatea noastră și în puterea noastră de a le gestiona, și bineînțeles să recunoaștem acolo unde lucrăm cu foarte multe necunoscute. Ei, eu cred că această încredere, care se traduce practic în încrederea consumatorului, ne va ajuta ca în momentul în care vom reporni motoarele la maxim, să nu fim reticenți în a ne întoarce la un nou normal, că e clar că nu ne vom mai întoarce la situația dinainte, foarte multe lucruri se vor schimba, dar vom avea încredere să continuăm investițiile, vom avea încredere să consumăm în continuare. Ăsta ar fi un răspuns, să spunem, cât de general și particular, dacă aș putea spune în același timp. Ok, îți mulțumesc. Hai să mergem mai departe. Am să-l loc pe Dragoș Petrescu, fiindcă industria, business-ul pe care îl are în industria asta a ospitalității, e una dintre cele mai afectate industrii și cred că își pune mari speranțe în revenirea asta cu motoarele în plin. O să te rog pe tine, Dragoș, să ne zici în câteva minute, în ce fel vă pregătiți voi să porniți în plin fuleu și cum îți imaginezi că va fi repornirea asta, la ce te aștepți? Mulțumesc, Dane, că mă bagi în prima linie permanent. Adevărul e că ne-am băgat, mă rog, pandemia ne-a băgat pe noi, ospitalitatea în general, restaurante, hoteluri, turism, chiar în prima linie. Suntem aia de pe plajă, primii loviți de tsunami, dar ne păstrăm optimismul. În ultimele, să zic, săptămâni, într-adevăr, gradul de optimism a mai scăzut. Ce facem ca și pregătire, și o să mă raportez fix la industria pe care o cunosc, este 1. PNL-ul, vestitul Excel, PNL și cash flow, pe cele trei variante, optimist, mediu și pesimist.
Din acest PNL rezultă a doua categorie de măsuri, ajustarea resurselor umane și ajustarea investițiilor ca să corespundă acestor trei scenarii. Evident, noi am mers pe un scenariu, să zic, semi-optimist, ăsta de medie, prin care ne vom reveni în primele trei luni, adică în trimestru 3 la 30% și în trimestru 4 la 40% din capacitatea anului precedent. Cum ar veni, ca să avem o comparație, trimestru to fortim trimestru. În aceste situații, evident, îți ajustezi investițiile și resursele umane. Este o activitate dificilă, pentru că atâția ani de zile ne-am luptat pentru fiecare om. Și noi avem un grup 1500 de angajați și mă doare sufletul să mă despart de oricare dintre ei, adică suntem într-un film pe care trebuie să-l acceptăm. Acesta în care ultimii 10 ani am umblat după ei și ne-am rugat să rămână, iar acum vom fi nevoiți ca de o parte să ne despărțim. Și nu în ultimul rând, al treilea lucru, și cu asta închei, ne uităm la globul de cristal. Și noi avem șansa să avem globul de cristal în mână, pentru că astăzi comunicarea informațiilor se face foarte facil. Ne uităm la ce s-a întâmplat în piața din China, ne uităm ce se întâmplă în piața vest-europeană. Vedem că Macron a decis primele deschideri în Franța la începutul lunii mai, cu excepția restaurantelor. Deci deschide retail-ul, dar nu și restaurantele. Deci ne așteptăm ca restaurantele să intre ultimile în joc, de fapt penultimile, pentru că ultimile vor fi marile evenimente și conglomerări de persoane de tip festival, turism de masă și așa mai departe, care vor fi probabil subiecte de 2021. Dar pe zona asta de restaurante ne așteptăm să plecăm ușor, ușor în iunie-iulie și să revenim peste un an la aproape de capacitatea pe care am lăsat-o în 2019. Okay. Deci ceea ce estimez este că o să vă ia un an să ajungem aproape în același punct, cumva. În situația în care în acest an, adică noi preconizăm că vaccinul va ieși undeva în prima jumătate a anului 2021, să fie atunci, după ieșirea vaccinului, să ne putem apropia de capacitatea lui 2019. Ok, am înțeles. Îți mulțumesc frumos. Fiindcă suntem la capitolul vaccin, mă duc în colțul celălalt de ecran la Mihai. Și aș vrea să te întreb, Mihai, ai fost și unul dintre promotorii acestui eveniment, să începem să vorbim și despre bine și de a ne pregăti din timp afacerile pentru ieșirea din situația asta dificilă. Cum se vede de la tine, ce faceți voi ca să vă pregătiți și ce ar trebui sau care ar fi recomandările tale pentru celelalte business-uri? Te rog. Mulțumesc, Dan. Cred că eu sunt cel mai optimist din cel puțin din primii doi interlocutori. Eu nu cred în apocalipsă. Cred într-adevăr că vom petrece timp de 12 luni, poate cu măscuță pe față, cu o distanțare socială care nu va permite să avem aceeași viață ca înainte. Pe de altă parte, eu cred că motoarele vor fi pornite mult mai rapid pentru un 80%, 90% din potențial și că acest potențial va rămâne într-un 80-90% pentru cele mai multe companii din România, din păcate, pentru multă vreme. Deci asta e, dacă vreți, elul despre care vorbea Ramona la început. Eu îl văd pornind foarte repede. Eu cred că, spuneam în urmă cu două săptămâni, cred că și pe un grup RBL, că lucrurile se vor... creșterile se vor atenua și vor scade numărul de noi cazuri în Europa de Vest foarte rapid, spuneam acum o săptămână, și cred în continuare că se va întâmpla asta.
Și cred că, pe de altă parte, țările nu-și permit să se relaxeze. Știți, a fost cazul Diamond Princess, care e foarte interesant pentru că și foarte mediatizat, pentru că a fost prima comunitate de oameni blocată într-un loc cu acest COVID și sunt foarte multe studii medicale pe acel caz. Chestiunea era că acel vas a intrat în carantină pentru că a îndocat și erau niște oameni care le dădeau de mâncare, care le dădeau generatoare, le-au dat curent, le curățau toaletele și așa mai departe. Deci, care mențineau aerul, calitatea aerului și așa mai departe. Plus, trimiteau medici din afară. Chestiunea este că o țară n-are unde să îndocheze. Doar dacă am fi fost vecin cu Germania, care pare că se reinventează la orice fel de criză, poate îndocam la Germania și mai găseam o soluție. Dar noi nu avem această îndocare. Și cred că un vas cum e Diamond Princess nu are nicio variantă decât ca o parte din oameni să muncească, să lucreze. Și cred că din cauza asta Spania sau Italia în plină pandemie și cu un număr de morți pur și simplu impresionant și zilnic și acumulat în ultimele săptămâni, trebuie să pornească. Mai cred că țările care vor găsi soluții și vor ieși mai repede din această carantină, cred că vor fi și țările care vor cumpăra business-urile din țările care vor sta mai mult în această carantină. E foarte logică. O companie care pierde bani va fi cumpărată peste sau cineva va participa la capitalul ei sau îi va împrumuta compania care în momentul ăsta cheltuie bani. Deci ăsta este mersul economic al lumii și trăim într-o competiție și între țări și între companii și așa mai departe. Deci asta este ceea ce cred din punct de vedere economic. Pe de altă parte recunosc că urmăresc îndeaproape cifrele și nu pot să nu observ faptul că sunt una sau două țări, n-am să comentez, care n-au intrat în carantină și care au avut de suferit. Adică să nu cumva să credeți că eu spun hai să ieșim din carantină pentru că se vor rezolva toate problemele. Nu susțin așa ceva. Cred că a fost bine că s-a intrat în carantină, cred că e bine că stăm în carantină, trebuie doar să dozăm corect momentul ieșirii în acest moment. Nu spun că trebuie să fie foarte rapid. Dar eu cred că, totuși, odată cu primele țări care au gestionat bine acest lucru și care pot să iasă și pot să controleze, cred că o vor face. Astăzi am dat un comunicat de presă al MedLife și am spus o chestiune pe care vreau să o spun mediului de business, care mi se pare foarte importantă, și anume că noi am avut, din nefericire, două cazuri neplăcute în două spitale. Într-un dintre ele, o pacientă a dat o declarație că nu venea dintr-o zonă de risc, era, de fapt, și a stat mai puțin de 8 zile într-un spital. În cele 8 zile a contaminat o singură persoană și nu zeci sau sute, cum s-a dat în spitale, pentru simplu fapt că oamenii se protejează. Deci dacă porți mască, dacă porți halat, dacă te speli pe mâini, dacă pui mănuși, acest COVID nu e imbatabil. Deci asta e dovedit într-o unitate pe care eu o gestionez. Fără dubiu. Deci, repet, o persoană care a stat 8 zile internată cu COVID. Nu a internat o persoană și numai cu o persoană care a fost destul de multă interacțiune, dar ea s-a văzut totuși în timp de 8 zile prins 10 schimburi de oameni, câte 5-6. Ai copilul la neonatologie, vorbești cu neonatologul, cu fiecare din tură și așa mai departe. Deci nu e chestiune atât de simplă. Deci dacă te protejezi, se întâmplă. Am testat oamenii care au stat în filtrele, în toate clinicile MedLife și spitale din țară, în care sunt câteva zeci. Am avut 3-4 oameni care au stat în filtre, cu măscuță, cu halat, cu mănuși, ca să întrebe lumea, să facă un interviu, tocmai să nu treacă, doamne, cum a fost cea de care vorbeam, dacă vin de afară, dacă au simptomele, au luat temperatură. I-am testat pe toți, pentru că sunt la risc. N-a ieșit absolut nimeni pozitiv. 1200 de teste. Deci, cine se protejează, poate să treacă. Și asta este și explicația, de fapt, pentru care chinezii au reușit să iasă, sau, mă rog, coreenii, sunt țări Germania, pentru că sunt oameni care sunt educați, respectă reguli, se poate face. Deci eu cred că va exista, din nefericire, o coabitare cu această nenorocire de COVID, în care țările vor fi nevoite și companiile, într-un fel sau altul, să recornească motoare la un 80-90% într-o perioadă de niște luni de zi. Deci asta cred și mai cred că nu e de nebătut. Cred că există modalități, cred că există sisteme care găsesc soluții pentru izolare. Cred că oamenii, din păcate, o să fim mai izolați, din păcate o să fim online,
Din păcate o să comandăm și o să ne aducă Felix obiectele acasă și mi-e trebuie să mă duc o bicicletă. Ai grijă, Felix, că trebuie să vină bicicleta în seara asta, că trebuie să fac exerciții. Și cam asta pentru început, nu vreau să acaparez, dar sunt mai optimist, dar sunt optimist în sensul de a ajunge la un 90% din potențial mai repede decât pare și nu neapărat că oamenii la 100%, nu, în așa ceva. Ok, mulțumesc frumos că l-ai menționat pe Felix. Business-ul lui nu, duduie, ca să parafrazăm un clasic în viață. Și aș vrea să te rog să ne zici, nu poți să te întreb cum te pregătești să ieși din criză, fiindcă bănuiesc că tu ai vrea să continui veșnic, adică să fii în situația asta cu business-ul. Zi-ne cum se vede ieșirea de la tine și la ce te aștepți, Felix. Microfonul, te rog, stai așa. Din fericire pentru noi, suntem la capacitate maximă mai mult decât atât, suntem în Black Friday. Chiar ieri am avut un număr impresionant de expoziții, mai mare ca niciodată, mai mare decât în ținerea de Black Friday. Deci eu am nevoie de oameni, vreau să angajez. Asta e îmbucurător, pentru că nu mai spun ceva. De obicei, curieratul e un barometru al economiei. Îți dai seama ce zone ale țării cresc sau descresc, ce industrii cresc sau descresc. Și ca să fiu și eu optimist, la fel ca Mihai, chiar cu câteva minute înainte am primit un e-mail de la departamentul meu de export, care spune următoarele. Că mai toate țările o să înceapă să dea drumul la muncă. De exemplu, Austria, începând cu 14 aprilie, vor deschide toate magazinele sub 400 de metri pătrați. Iată un mic pas. Toate țările, fără, cu câteva excepții, noi, Ungaria, cu țară, uite, nu mi-amintesc în momentul de față, nu am stabilit că vom reporni motoarele. În schimb, toate celelalte, 13, 14, 15 aprilie, zic că vor da treptat, step by step, drumul la lucru. Astea sunt informațiile pe care le primim noi de la colegii noștri din toată Europa, cu care lucrăm. Suntem sub o umbrelă de curierat rutier în toată Europa. Lucrurile astea nu are decât să ne bucure și încă o dată trebuie să fim foarte atenți. Iar a fost foarte interesant ce a spus Mihai în momentul de față referitor la lucrul ăsta, că trebuie să ne protejăm. Și noi am încercat să facem tot ce e posibil omenește ca să creăm confortul psihic al curierului. Știu că s-au speriat foarte tare. S-au speriat foarte tare nu neapărat ei, ci cât i-au speriat clienții. Și obișnuințele clienților au fost, în momentul ăsta de frică, au fost cu totul și cu totul altul. Totodată chiar hilare. Dar sunt foarte de înțeles. Primești prin televiziune, prin media, primești o mulțime de informații, vezi imaginile, ceea ce se întâmplă în spitalele din Spania, din Italia, și intri în panică. Și atunci curierii erau asociați cu cei care răspundeau de virusul, li se aruncau banii pe o crăpătură a ușii. Lucrurile s-au mai liniștit în momentul de față. Și îți dai seama că noi trebuia să fim în continuu, noi managerii din companie, trebuia să fim în continuu pe lângă ei să le spunem, hai domnule, că noi suntem tineri, suntem oameni de care virusul ăsta nu are un mare impact, sau chiar dacă l-avem, s-ar putea să fie un noroc pe noi că vom deveni imuni și așa mai departe. Cam ăsta a fost marele nostru fight. Cu toate acestea, trebuie să fim foarte atenți la cash flow și, bine zicea Dragoș Petrescu, referitor la lucrul ăsta, să avem o comunicare foarte, foarte atentă, foarte atentă, odată cu angajații, și am explicat de ce, ca să-i țin priză și să ne spui că iată, noi avem un loc de muncă față de cele câteva sute de mii de oameni care și-au pierdut joburile, și să vorbim și cu clienții pe care la un moment dat putem să le mai amânăm niște plăți, să putem să discutăm, să putem să ajungem la niște înțelegeri, pentru că sunt clienții noștri nu numai în momentele când ne merg bine, ci și în momentele mai proaste. Și eu cred că va exista o solidaritate antreprenorială, mă gândesc eu. Lucrurile astea se vor dezvolta.
Pentru că trebuie să ne ajutăm. Nu? Suntem în continuare. Cei 50.000 de clienți pe care avem noi, am început discuțiile cu foarte, foarte mulți. Și înțelegem cel puțin business-urile care se află la început, și mă refer aici la IMM-uri, la startup-uri. Încercăm să găsim soluții de genul ăsta. E și oarecum mă simt așa, hai să mă spun prost, dar pentru că mie chiar merge foarte bine lucrurile în momentul de față. Sunt expediții foarte multe, s-a schimbat un pic raportul expedițiilor, adică nu mai cărăm lucruri de întrebuințare îndelungată, mă refer aici la frigidere, aragaze și mașini de spălat, dar au luat amploare foarte mult cumpărăturile online de la retailer și cu precădere tot ceea ce ține de telemuncă, tot ceea ce ține de școala de acasă, mă refer aici la laptopuri, telefoane și toate device-urile necesare lucrurile astea. Deci, uitându-mă încă o dată și aducând aminte, readucând aminte e-mail-ul primit mai devreme de la colegii noștri din Europa, îmi dau seama că după prima jumătate a lunii aprilie, multe țări treptat, ușor, ușor, vor da drumul la treabă. Și uitându-ne și la guvernul nostru și la noi, că am început să copiem lucrurile bune care s-au întâmplat acolo, care se întâmplă în Europa, cred că vom face și noi primii pași în sensul ăsta. Și eu de-abia aștept să ajungem la o normalitate. Spunea și Ramona mai devreme, mi-e tare frică de acel el sau acel un sau unul ăla care se țină foarte mult sau el ăla. Mă gândeam la o chestie în V, da. După cum spunea și ea, nu cred că adepții acestei crize în V s-au cam împuținat. Oricum o să ne revenim. Și mai spun încă un lucru. Hai să ne imaginăm că trăim un experiment și am închis așa brusc odată. S-ar putea să ne resetăm un pic valorile. Gândiți-vă și la lucrurile astea. Și că putem să vedem că am trăit un experiment din care să învățăm enorm de multe lucruri, pentru că vom rămâne cu enorm de multe obișnuințe pe care le-am căpătat în acest, hai să spunem, experiment. E un punct bun, o să vorbim despre asta, fiindcă chiar mi-aș dori să aud părerea voastră despre cum o să se modifice obișnuințele, felul în care consumăm, adică cu ce o să rămânem după asta, dar ajungem și acolo. Sergiu, din perspectiva ta, cum vă pregătiți voi, cum ar trebui să ne pregătim business-urile pentru ieșitul din situația asta? Mie mi se pare că perspectivele sunt foarte diferite. Și perspectivele sunt foarte diferite în funcție de în ce fel de business ești. Dacă ești Dragoș sau dacă ești Felix, e o diferență colosală în momentul ăsta cu ce fel de pregătiri faci. Mi se pare că diferențele sunt colosale cumva și la nivel foarte personal pentru noi, pornind fiecare din ce fel de frici. În ce fel de frici ne-am alimentat. Pentru că sunt o mulțime de oameni pentru care frica asta de boală a acționat foarte puternic și au fost cei care au cumva păzit autoritățile ca să se întâmple lockdown-ul, să fie foarte puternic, să fie foarte agresiv, dar la un moment dat fricile noastre ăstorlalți care ne ocupăm de economie și care zbierăm acum ca din gură de șarpe, că dacă nu pornim cumva motoarele, toate motoarele care pot fi pornite câtă vreme putem să controlăm, atenție, nu să eliminăm virusul, câtă vreme putem să controlăm virusul, cred că și genul ăsta de frică începe să se transmită și să transmite, din păcate, cu niște mijloace din astea de șomaj tehnic, de oameni care și în firmele care nu sunt afectate direct suferă în momentul ăsta, înghețări de salarii, dacă nu reduceri de salarii. Toată discuția despre ce facem cu aparatul de stat, dacă o economie cu 20% mai mică își permite același aparat de stat sau își permite aceleași salarii în aparatul de stat. Deocamdată astea sunt niște discuții, dar ele evoluează într-o direcție. Și toată direcția asta în care evoluează spune cam așa. Noi trebuie să ne asumăm că atâta vreme cât am găsit mijloacele prin care cu un pic de disciplină la nivelul fiecărui individ, cu un pic de urmărire din partea tuturor, cu evitarea unor excese, gen 20.000 de oameni pe stadion, știi? Câtă vreme noi reușim să facem treaba asta, este imperativ să dăm drumul economiei să funcționeze cât mai repede, mai ales în cazul nostru în care se pare că deocamdată suntem foarte bine, adică reușim să păstrăm numărul ăsta de
decese zilnice la, nu știu, mai puțin de 5% din decesele normale pentru o perioadă de genul ăsta, vorbesc de ale din cauza coronavirus. Reușim să păstrăm numărul de cazuri critice la 10% din numărul de paturi de ATI sau din capacitatea de tratament existentă. Și cu excepția unor cazuri de tip Suceava sau sistemul funcționează. Adică acolo unde există o brumă de disciplină socială și oamenii fac cam ce li se zice, eu cred că suntem foarte pregătiți în țara asta să gestionăm problemele care apar, dând într-adevăr controlat drumul. Pentru că ce se întâmplă este că da, V-ul ăla chiar are șanse să fie V, e adevărat că o să aibă brațele complet inegale. Da? Pentru că în momentul în care ieșim din criză, așa, intrăm direct într-o recesiune. Da? De ce intrăm direct într-o recesiune? Pentru că am tăiat o bucată de activitate economică, toată asta pe care nu putem să o reluăm, că nu putem să mergem la cârciumă, că nu putem să dăm drumul la spectacole, la turismul de masă, la toate lucrurile astea. Okay? Deci toată bucata aia și tot se curge de acolo în amonte, toți furnizorii și toată bucata aia de economie a fiecăruia dintre noi care se îndreaptă spre zona aia de economie. Și asta o să dureze până când o să o punem pe picioare. Ceea ce înseamnă că noi în momentul în care ne pregătim să intrăm cu toate forțele, sunt foarte puține lucruri pe care am inventat ca cerere suplimentară în domeniul ăsta, adică bicicleta de acasă al lui Mihai și frigiderul meu de bere, care sunt acolo să suplinească cheltuielile pe care le făceam când mergeam, dacă vrei, în city break-ul. Și care o să mai dureze până când o să apară. Deci mecanismul ăsta, dacă raportezi la bugetul fiecăruia, e acolo ca să arate treaba asta. Sigur că dacă am putea să switch off, adică să închidem robinetul de virus cu o măsură din asta, cu baghetă magică gen vaccin, baghetă magică, și se întâmplă de pe o zi pe alta, atunci am putea să sperăm la o recuperare totală. De ce? Pentru că spunea un prof, un speech pe care l-am văzut de curând, e genul de experiment pe care Europa îl face în fiecare vară. Luna august scade GDP-ul cu 30%, crește la sfârșitul lunii, că toată lumea pleacă în vacanță, de mai perioada în care funcționează numai industria de vacanțe. Și de... Problema este că toată treaba asta nu funcționează așa. Noi nu o să pornim toți odată și nu o să pornim toți odată și atunci trebuie să ne concentrăm măsurile de acompaniament asupra celor care au de suferit pe o perioadă ceva mai lungă. Pentru că dacă pornim motoarele economiei la 80%, la 90%, avem resurse să o facem. Altfel nu o să avem resurse să o facem. Ok, mulțumesc. Dragoș, și la tine, cum crezi că ar trebui să ne pregătim? După care o să vă rog să preluăm din întrebările pe care deja cei care ne ascultă au început să le adreseze. O parte dintre ele vi le-am asignat așa, deci dacă puteți să răspundeți în scris ar fi foarte bine, dacă nu, oricum o să mai discutăm. Dragoș, te ascult. Dane, ce să spun? Eu sunt foarte frustrat că, fiind ultimul, acum majoritatea celor dinaintea mea au cam epuizat ce aș fi vrut și eu să mai spun. Zic ceva nou, e nasol să fiu. Zic ceva nou. Da, asta e. De când m-au ales colegii președinte la RBL, mi-am pierdut toate privilegiile, că fiind gazdă, dar nu trebuie să lași pe alții înainte. Da. Asta e. Așa că o să spun ceva într-o altă notă. Cred că pe fiecare dintre noi criza asta ne-a prins la început de an cu niște planuri super tari, cu niște bugete pe anul ăsta, niște proiecte mișto de creștere, de dezvoltare. Unii și-au luat finanțări, se expandau internațional, alții ne gândeam să deschidem noi producții, fabrici, clinici, whatever. Deci fiecare avea un plan meseriaș. Și toți am avut planul ăsta până când, vorba lui Mike Tyson, ne-am luat un pumn în față, nici n-am știut de unde a venit. Deci majoritatea dintre noi l-am luat și am căzut în fund și ne-au trebuit așa, cred că vreo câteva zile bune să ne dezmeticim, să înțelegem de unde Dumnezeu a venit pumnul ăsta, halul ăsta. Că ni s-a dus tot planul deoparte și nu mai știam nici de unde să-l apucăm. Pur și simplu ni s-a închis business-ul. Deci suntem unii care ni s-a pus lacătul pe ușă. Lăsând la o parte cazul Felix Pătrășcanu, dar la mulți dintre noi s-a pus lacătul pe ușă.
Deci în situația asta am avut momentul ăla de, cum să spun, de năucire așa. Și ăla a fost discuția noastră de acum două săptămâni, trei săptămâni. Ce facem în dezastrul ăsta? Cum începem să ne ridicăm în genunchi de unde căzuse? Și cred că fiecare și-a făcut treaba, s-a uitat, a încercat să ne eficientizăm, să lămurim lucrurile, să facem un compliance pe legislație, să ne uităm ce ne-a dat guvernul, șomaj tehnic, etc. Alții să-și reorganizeze un pic procesele, dar una peste alta, acum suntem în faza în care am terminat și cu astea, că am terminat de numărat oamenii pe care îi trimitem în șomaj, am terminat de socotit câte business-uri închidem sau câte activități oprim și am început să ne gândim ce facem next. Și ce am constatat în perioada asta vorbind cu colegii mei din business-uri, am avantajul sau mă rog privilegiu că mă uit la mai multe afaceri din domenii diverse, unele mai afectate, mers la nivelul, să spunem, cum e la Dragoș Petrescu din Horeca, unde închise cu totul 90 și ceva la sută afectare, altele care probabil, nu știu, 10-15% la momentul actual, dar nu înseamnă că nu vor merge mai jos. Realist vorbind, vor merge mai jos în perioada următoare. Pentru că va urma un al doilea val, un al treilea val, adică deja vor începe, cum spunea Sergiu, firmele din Amonte să resimtă și la rândul lor să pună presiune pe furnizori, etc. Deci, dacă suntem obiectivi, știm ce urmează. Dar am o doză de optimism. Întâi de toate pentru că în momentul în care am căzut toți în genunchi și am încercat să ne rezolvăm prin soluții individuale, totuși am observat și o mobilizare extraordinară a comunității de business de vari forme, că era întreprindere mică, că e mare, că e multinațională, că e locală. Toți au început să lucreze și să caute soluții și să încerce cumva să ajute guvernul să miște cu niște programe. Și asta mi-a dat un sentiment bun. Adică cumva am înțeles, băi, stai, în treaba asta totuși suntem aliniați cu toții și dispuși să punem osul. Am observat că și guvernul, după ce s-au ridicat și ei din genunchi, că și ei au primit un mare pumn în față, s-au ridicat și ei ușor, au început și ei să înceapă un dialog, să încerce să înțeleagă, dar ce vor oamenii ăștia de la noi? Stai că nu e numai despre coronavirus, dar totuși, în afară de măsuri sanitare, trebuie și un acompaniament social, trebuie și un acompaniament economic pentru anumite companii, cum îl dozăm, cât le dăm la IMM-uri, cât le dăm la aia mari. Și a început un dialog. Nu înseamnă că avem toate soluțiile, nu înseamnă că dialogul ăla merge excepțional, dar el e început și am încredere că va avea rezultat. Deci și din punctul de vedere e ok. Noi, în cadrul firmelor, acum, având mai mult timp, am început cumva să desenăm mental planuri noi, să începem să gândim soluții noi, să discutăm între noi, băi, dar ok, dacă e așa cum zice, să zicem, nu știu, cineva, dom'le, se întoarce 80 sau 70% business-ul din Horeca, că nu se întoarcă 100%. Că nu o să fie evenimente mari, că nu o să fie, nu știu ce, nu o să fie turist de masă. Deci, best case scenario, poate și Horeca va fi la 60-70% din cei acum, peste un an de zi. Dragoș a spus foarte clar, 30% trimestru 3, 40% trimestru 4, poate încolo ceva mai bine, dar oricum, come on, adică, când vorbim de cifre de genul ăsta, 50%, nu e o fericire. Ce faci? Cum te reinventezi un pic? Cum încerci să găsești noi direcții de business, noi parteneriate, noi produse. Și începem să le punem creierul în funcțiune și e clar că cei care vor fi mai inovativi, mai dornici să schimbe, să se schimbe pe ei, să schimbe mediul în care lucrează, să încerce lucruri noi, să-și asume riscuri, ăia vor fi cei care vor progresa, cei care stau pur și simplu. A sta într-o criză nu e o soluție. A sta pe loc și aștepta să revină vremurile bune nu e o soluție. Iar eu sunt foarte optimist pentru că în rândul companiilor în care sunt implicat, mentalitatea asta există. Și asta îmi dă o mare încredere. Nu știu cum e în altele, dar în cele în care sunt implicat, mentalitatea asta. Hai să construim, hai să ne gândim la alternative noi, parteneriate noi, produse noi, piețe noi. Și asta îmi dă încredere. Și va fi un fel de regenerare destructivă economică, pentru că, ca întotdeauna înainte de un moment din ăsta, sigur, la noi n-a fost o cădere economică, asta a fost o pandemie sanitară, dar chiar și economic vorbind, noi eram totuși după 10 ani de creștere neîntreruptă
Și începeam să vedem anumite simptome pe care le observam în 2007-2008, știi, în care tuturor le mergea bine, toți își luau Mercedes, toți își făceau vacanță în Maldive, era un pic de Delilah. E clar că nu putea să continue foarte mult. Acum suntem într-o situație foarte dificilă economic, dar nu înseamnă că nu avem opțiuni și că nu trebuie să ne gândim la ele. Deci eu sunt optimist, cred că vor fi soluții, sigur, ne va dura un pic, ne va costa un pic, dar asta e partea, adică dacă nu ar fi așa, n-am fi antreprenori, adică am fi salariați. Noi suntem în situația în care trebuie să luăm decizii și să ne mișcăm într-o direcție. Super! Mulțumesc! Aș vrea să ne referim un pic și la câteva din întrebările pe care le-am primit. Una dintre ele, Dan ne întreabă, referitor la fluxul ăsta, a fluxul de emigranți și unul din proiectele noastre la Rebele, zona de repatriot, proiectul nostru, repatriere prin antreprenoriat, a încercat ani buni de zile să aducă oameni înapoi acasă. Acum pare, întrebarea este, credeți că afluxul ăsta de emigranți care se întorc cumva va rezolva problemele din piața muncii și dacă vom vedea și efecte pozitive în termen de recalibrare de salarii, de creștere economică pentru zona asta. Și aș vrea, Dragoș Petrescu, dacă poți să te referi tu, fiindcă voi ați fost unii dintre cei care v-ați dorit să angajați și după aia am să-l rog și pe Felix să răspundă la întrebarea asta ca reprezentant al proiectului Repatriot. Te rog, Dragoș. Eu sunt mai ponderat în din palme acum că toți români se vor repleca o slujbă mai bună pentru condiții de viață mai bune, o parte din ei, cum și cealaltă parte pe care o cunoaștem pentru a face alte lucruri la, eu știu, limita legii și pe care România nu poate să le face așa cu mare eficiență. Deci eu cred că la fel cum au venit, aceștia vor pleca. Evident, o parte din ei, dar nesemnificativ, vor rămâne și probabil că vor înlocui pentru următorii 3 până la 5 ani forța de muncă extracomunitară și noi avem informații directe din zona de compound unde sunt cazați nepalezi, filipinezi și așa mai departe astăzi. Cam 40% stau pur și simplu la limita de a fi dați afară acolo, au fost disponibilizați fără niciun fel de potențial de exit, deci se stă pe o bombă acolo, pur și simplu oamenii nu pot pleca pentru că nu au clearance pe aer, deci Nepalul, de exemplu, nu își primește nepalezii înapoi. Noi am menținut în șomaj tehnic dar cu siguranță local. Deci asta e părerea despre obiect și mix. Deci cred că are mult mai mică și întârzi 3 până la 5 ani. Iar în ceea ce privește venitul, eu nu mizez nici aici pe o reducere substanțială a venitului angajaților noștri, adică nu mă aștept ca un angajat care avea 500 de euro deodată să fie fericit să lucreze pe 200 sau 300 de euro începând de peste 3 luni sau peste un an. Dintr-un motiv foarte simplu, cred că salariile din România erau destul de jos la nivel european și nu cred că va putea permite să trăiască cu venituri semnificativ mai mici. Probabil că va exista o plafonare în venituri, dar nu cred în venituri mai mici, așa că nu mi-am făcut planuri că o să cheltuiesc
mult mai puțin bani pentru un om pe care îl plăteam astăzi cu o anumită sumă, deloc chiar. Așa că cam asta e. Nu știu dacă ți-am răspuns, Dan, la întrebări. Ok. Felix, te rog. Da, în ceea ce mă privește, urmăream cu atenție întoarcerea românilor acasă. Vă dați seama că mă interesa foarte tare și din prisma, și prin prisma angajaților pe care, de care am nevoie, prin prisma cu proiectului de Patriot. Numai că m-am mirat al naibii de tare plecarea asta către Sparanghel, știi? O vedem la televizor. Mai mă uitam aseară la niște cozi internale de români care vor să plece pe contracte, bănesc contracte de muncă parțiale din asta, pe termen scurt, pentru a culege tot felul de chestii pe străinătate. Noi o să avem joi o conferință online, apropo, cu toți ambasadorii noștri din toată Europa, pe unde avem. Și chiar am invitat oameni din Europa, chiar și de peste ocean, aveam pe cineva. Și atunci aș fi vrut să întreb și cred că o să aflăm în joi mai multe despre tendința românilor de a se întoarce sau de a pleca. Dar să fii foarte bineînțeles, nu foarte mulți români s-au întors acasă. S-au întors cei care lucrau la negru, cei mai mulți, cei care aveau grijă de bătrâni și care lucrau în case de italienilor, spaniolilor și așa mai departe și care făceau curățenie. Datorită faptului a ceea ce s-a întâmplat acolo, ei s-au întors în mare număr, încoace. Dar cei cu contracte, cu case pe acolo, toți au rămas. Am vorbit cu foarte mulți când a început criza asta a virusului și au spus, Felix, nu, toți cunoscuții mei suntem aici. Cel puțin am discutat cu foarte mulți din Roma. Fiind o concentrație foarte mare la în Roma, acolo de români. Și am spus că n-au plecat mult. Într-adevăr, le-au reapărut ideea că ar putea fi o cale de a trăi și în România. Adică se gândesc poate mai mult ca de obicei. Dar nu vreau să avansez idei până joi, când voi afla la firul ierbii, împreună cu colegii mei din Patriot, despre chiar ceea ce gândesc ei în momentul de față și ceea ce se întâmplă acolo. Pentru că va fi tot așa ceva online. Super! Mulțumesc frumos! Avem o întrebare de la Răzvan. Întrebarea este dacă România va mai fi o destinație pentru investițiile străine, având în vedere scăderea dramatică de 30% pe două luni de zile. Și aș vrea, Ramona și Dragoș Roșca, dacă se poate să preluați întrebarea asta, cum se vede de la voi. Ideea ar fi ce ar trebui să facem ca să atragem investiții străine în noua realitate, adică mi se pare că e o zonă pe care putem să o explorăm serios. Acum scăderea dramatică după primele două luni e foarte important cu ce o compari. O raportăm la anul 2019, când practic am înregistrat un nivel, să spunem, record al investițiilor străine în România și este practic un nivel comparabil cu cel din 2008, când eram în perioada post-aderare. Lucru bun este că de atunci, practic, investiția străină se duce foarte mult în investiție de capital, deci practic avem doar 5% împrumuturi intercompany. Deci n-aș putea să concluzionez că avem o scădere dramatică din acest considerent sau este mult prea devreme să putem să tragem o astfel de concluzie. Bineînțeles că investițiile străine, așa cum spuneam mai devreme, sunt foarte motivate de încrederea pe care o au în capacitatea statului, capacitatea economiei de a veni cu un plan sau de a avea un plan solid. Și aici este un răspuns pe care îl vom găsi atât la nivel individual și completez ce a spus Dragoș Roșca mai devreme. Într-adevăr, companiile acum au și mai ales antreprenorii se gândesc
cum anume să identifici oportunități, pentru că sunt în continuare oportunități, chiar dacă trecem această perioadă de criză, vedem deja companii care și-au schimbat sau și-au ajustat business-ul pe care îl au înspre a veni în întâmpinarea cererii nou create pe piață, dacă este să mă raportez, să spunem, la echipamentele medicale și așa mai departe, lucru care nu face decât să impulsioneze pe de altă parte și sperăm să impulsioneze pe de altă parte și statul în a folosi puținele resurse de care știm cu toții că dispune pentru a investi mai mult și pentru a investi în sectoarele în care într-adevăr ai acum o nevoie și în care știi că trebuie să investești, și aici mă refer la sectorul de sănătate în primul rând, pentru că aici este nevoia, ai nevoie de reformă în acest sector și atunci statul poate fi generator de ofertă și trebuie să fie generator de ofertă alături de mediul privat. Deci ca să dau răspuns la această întrebare, investitorul străin, ca de altfel și noi toți, ne uităm la costul adevărat pe care îl are această criză și costul cel mai mare din punctul meu de vedere este comportamentul consumatorului după ce o să depășim această perioadă de criză. Și de fapt, acesta este costul de care trebuie să fim conștienți și să avem grijă să nu fie mult prea mare față de costul pe care îl avem acum pe plan medical și nu. Super, mulțumesc frumos. Eu văd aici, pe zona investițiilor străine, trei direcții în care practic putem să relansăm zona de investiții străine în România. Una dintre ele, și am să încep cu ea, e și cea mai simplă, era piața de capital, care pornise pe o traiectorie bună, ne ducea spre poziția de piață emergentă după ce fusesem o frontier market, adică eram la periferie, acum deveneam piață emergentă, deveneam un loc frecventabil pentru marile fonduri de investiții, marile fonduri de pensii, care puteau deja să investească într-o țară precum România. Ne așteptam ca acest lucru să se întâmple din toamna acestui an, ca noi să intrăm în această categorie, club mai select de țări. Nu știm acum dacă asta se va întâmpla sau nu imediat, dar fundamentele pieței în sine, ale pieței de capital, rămân aceleași. Noi avem o legislație ok din punctul ăsta de vedere. În măsura în care vor mai apărea emitenți noi pe piață și totuși este posibil pentru că statul român are nevoie în acest moment și el de bani și atunci poate, eu știu, prin listarea la bursa Hidroelectrica, poate prin lărgirea unor pachete de acțiuni care sunt listare la bursă, listate deja la bursă, ale nucleare, ale lui Romgaz, etc., pot să mărească lichiditatea pieței și pot să atragă mai mulți investitori. Deci asta ar putea fi o soluție și ar acorda statului lichiditate ca să poată investi în alte proiecte. O a doua direcție foarte importantă pentru investiții străine și care a fost mult timp neglijată în România, iar în momentul când s-a încercat a fi implementată, am găsit numai tot felul de parteneri până în Turcia și până în China, din care niciunul n-a venit până la urmă cu bani ca să facă treabă, este ceea ce se cheamă Public-Private Partnership, PPP-ul. Și România are nevoie de PPP, adică dacă el funcționează în Spania, funcționează în Franța, funcționează în Polonia, funcționează în Grecia, el poate să funcționeze și în România. Că va funcționa în domeniul unor autostrăzi, că va funcționa în construcția sau lărgirea de aeroporturi. Nu trebuie să lărgim aricoandă. Avem bani să o facem de la buget? Nu prea avem. De la fonduri europene o să primim bani? Nu o să prea primim bani. Atunci hai să găsim o soluție să atragem investitori. Un astfel de proiect va găsi investitori. Deci putem căuta investitori străini pe diverse domenii, dar să o facem cum trebuie. Să o facem cu asistența celor care știu să facă PPP-uri, adică să luăm lângă noi Banca Mondială, să luăm lângă noi organisme din țările care au implementat cu succes acest lucru, să lăsăm Turcia și China mai în altă parte, că nu face parte, nu e și nu au neapărat cele mai bune practici să ne învețe în domeniul ăsta, și atunci vom avea niște rezultate
bune și vom reuși să atragem investitori străini pentru astfel de proiecte. Și o a treia direcție în care văd că se va întâmpla și e o carte pe care trebuie să știm să o jucăm, ține mult de politicieni și mai ține de încă un factor, de disponibilitatea forței de muncă. Acum, în momentul actual, sunt foarte multe țări care pleacă din China, multe companii care pleacă din China. Ele erau și înainte de criză, astfel de companii. De exemplu, în industria fashion, foarte mulți producători de textile plecau dinspre, mai ales ăștia din lux, plecau din China pentru că nu le convine să lucreze în serii foarte mari. Acolo durează 3 săptămâni până pleacă designerul de Roma și se întoarce înapoi. Se fura foarte mult know-how. Și ei atunci au reînceput să readucă. Dacă ne uităm la Louis Vuitton, ne uităm la alții, își readuceau în Europa hub-urile de producție. Acum lucrurile astea se vor întâmpla însă și pe zona de tehnologie. Din ce în ce mai multe companii europene vor readuce producție din China mai aproape de Europa. Nu cred că se vor duce neapărat tot în Germania sau în Franța înapoi. Unele dintre ele s-ar putea să oprească pe drum în România, dacă știm să le oferim facilități bune, și dacă vom avea forță de muncă pentru ele, pentru că noi am avut o problemă cu forța de muncă. N-am avut suficientă forță de muncă disponibilă în ultimii ani pentru proiecte și nici n-am fost suficient de flexibili în a aduce muncitori non-comunitari pentru astfel de proiecte. Deci, cumva, dacă vom avea inteligența asta, dacă guvernele vor discuta cu mediul privat, la modul onest și fără multe politicianisme, cu siguranță se vor găsi soluții. Dar trebuie să fim pregătiți să facem treabă, adică să lăsăm un pic șmechereala asta balcanică la nivel politic și să facem treabă și în domeniul public-private partnership-ului și pe domeniul investițiilor străine. Mulțumesc! Pot să adaug ceva? Te rog! Așa, nu, erai pe mut, nu te-am auzit. Ok. Foarte bun, foarte bun rezumat și mi se pare că acoperă foarte bine, într-adevăr, ce se poate face în contextul ăsta. Dar ce vreau să subliniez e o bucată de introducere, anume că e foarte corect pusă întrebarea, dar o să fie mult mai greu decât până acum. Pentru că până acum, într-o piață supraabundentă și suprasaturată de toate și care oportunitățile sunt limitate, ajungeai cumva în România pentru că era firesc să fie așa. Dar asta este o perioadă de criză în care o să crape o mulțime de business-uri. O să fie o mulțime de oportunități de a investi pentru fiecare în țara lui de origine în niște asset-uri care sunt în continuare pe termen lung supraproductive, dar care pe termen scurt o să fie în dificultate. Am un prieten coleg de MBA care își sufleca mânecile și a zis ok, mă apuc să ridic un fond de investiții specializat în investiții în distressed real estate din zona de hospitality. Da? Pentru că e clar că o să fie o mulțime de hoteluri care o să intre în încetări de plăți și o să fie scoase la vânzare pe bani puțini și așa mai departe. Deci, ce înseamnă asta? Asta înseamnă că migrarea firească a capitalului în contextul ăsta o să fie foarte aproape geografic și funcțional, industrial de zona lui de origine, acolo unde se simte cel mai confortabil, și mișcările percepute mai riscante o să se facă doar în măsura în care aia o să pară a fi o supraoportunitate. Ca să poți să faci să pară să fie o supraoportunitate și să poți să faci să fie o supraoportunitate, trebuie să lucrezi cu specialiști și cu experți care să vândă activele astea acolo unde ele sunt. Poate, într-adevăr, o să vedem o reprivatizare a industriei hoteliere românești, nu știu. Deci, așa, dar și acolo unde vorbim de mari proiecte public-private și acolo unde vorbim de oportunități noi de a lansa companiile de utilități într-o piață internațională mai mare prin intermediul bursei de valori, toate astea trebuie făcute cu experți internaționali care știu să facă treaba asta, care știu să facă treaba asta bine, care știu să o pună într-o ramă și să o vândă frumos, pentru că nu mai e o piață atât de mult a vânzătorului. O să fie o piață în bună măsură a cumpărătorului. Sigur că avem tot speranțe că vor exista fonduri publice, că vor exista fonduri publice, poate nu atât ale statului român, cât ale Uniunii Europene, care să suplinească o zonă de cădere a cererii cu o zonă din asta tradițională, keynesiană, de investiție de stat. Dar nu m-aș baza integral pe treaba asta, m-aș baza pe al tuturor lor care participă la masă. Mulțumesc frumos! Aș vrea să vă rog fiindcă am vorbit cumva despre contextul ăsta și am să-l rog pe
pe Mihai să răspundă la întrebarea asta sau să fie primul care răspunde la întrebarea asta. Aș vrea să vă întreb în ce fel credeți că se vor modifica comportamentele de consum ale oamenilor, nu vorbim de ieșitul din criză și de revenirea la un alt fel de normalitate într-o pondere mai mare sau mai mică. Care credeți că vor să fie schimbările de comportament de consum și dacă ar fi să vă referiți la businessurile pe care le conduceți sau pe care le aveți, care sunt acele două, trei lucruri pe care vă bazați, adică pe care ați vrea și le percepeți ca oportunități de dezvoltare ulterioară? Mihai, te rog, în ce fel se schimbă lucrurile? Mulțumesc, eu, pentru că tot a vorbit mai devreme Dragoș de firmă listată, trebuie să vă spun că fiind firmă listată nu pot să vorbesc despre planul nostru foarte aplicat, așa este regula jocului. Aș vrea însă să nu pierd ocazia să-i spun lui Dragoș că deja România este percepută ca piață emergentă, chiar dacă nu este de facto, ci este percepută puternic ca piața emergentă deja de o lună de zile. Cred că și vreau să completez zona de investiții, pentru că a fost întrebarea respectivă și n-am abordat-o foarte scurt. Cred că vor fi trei factori extrem de importanți care vor genera investiții în România. Primul și cel mai important este capacitatea României de a gestiona criza. A zis comentariul lui Bill Gates că nu toți o să ia notă mare la cum au gestionat această criză. Cred că țările care vor gestiona bine criza vor avea o notă mare de la investiții, foarte mare. Deci asta e unul. Al doilea este capacitatea statului, dacă nu de a ajuta, ci măcar de a nu încurca. Pentru că vreau să vă spun că avem un aparat administrativ central uriaș, cu funcționari de stat, cu niște salarii colosal de mare care n-au suferit această criză și va trebui să avem un guvern care să aibă curajul să taie și de acolo numai de lângă. Pentru că altfel țara va avea foarte mult de suferit și asta trebuie să îndemnane cu electorul. Aceasta e al doilea lucru care va atrage investiții. Cel de-al treilea referitor la idei și aici să răspund la oportunități. Eu deja am ofertat 3 sau 4 business-uri sau, mă rog, imobile, nu contează în ce fac, la jumătate de preț. Deci pentru mine e o oportunitate foarte mare de a face afaceri. Clar, nici nu discut. Mă interesează foarte tare, într-adevăr, am discutat, mă interesează să livrez mâncare acasă, încerc cu un fost coleg de liceu să fac o companie, mă interesează foarte tare zona de psihoterapie, am reușit să lansăm 2 laboratoare cu fluid și am reușit să, care nu existau, deci făcute, dacă vă arăt niște poze, cum filmam, cum băgam echipamente pe la etaj cu Macara, și am reușit să deschidem online, consultații online la 2 zile de la carantină. Deci eu cred că cei care vor fi activi vor câștiga meciul. Și mai cred ceva și cred că ăsta e un lucru important de transmis pentru toți cei care ne privesc. Cred că trăim momente istorice. Cred că ne amintim toți momentele Revoluției sau cutremurul, dacă cei care l-au prins, care erau mici. Cred că vom privi la Discovery, copiii și nepoții noștri la Discovery, vor vedea peste 20 de ani cum s-a comportat fiecare în acest COVID. Va fi cea mai vizionată emisiune și de pe Discovery și de pe National Geographic și de pe istorie. Deci cred că deciziile pe care le luăm acum vor avea bătaie lungă. Cred că fiecare decizie, fiecare moment trebuie practic toate lucrurile, deși pare că lucrul că a înghețat totul, în realitate tot se întâmplă cu viteză extraordinară. Orice, și pentru că suntem totuși în Romanian business leaders, nu suntem Romanian, nu știu, agricultural leaders, vorbim de business. Și în business, în momentele astea, sunt momentele în care câștigi bătălii sau pierzi războiul. Ambele sunt valabile. Sau, mă rog, pierzi războiul și câștigi. Deci nu contează cum o faci, dar fiecare moment în care miști contează, fiecare secundă, e ca greuceanu, știți? Crește într-o zi cât alții într-un an. 3 zile cât alții într-un an. Deci cine face în momentul ăsta mutările corecte și se așează, nu stă în casă pe sub mese, probabil că va câștiga meci. Asta este o părere a mea și probabil că, cred că, mă uitând, acum mai nu sunt emisiunile astea, că tot, mă rog, despre antreprenorii americani, foarte interesant, care au generat marile business-uri și oricum citisem și noi cu toții, poate de mici, viața lui Edison sau despre Siemens sau despre Otto, despre marii antreprenori ai lumii și care, mă rog, care au business care le poartă numele și astăzi. Cred că e un moment important și cred că cei care au spiritul antreprenorial adevărat și care iau riscuri, care sunt în momentul ăsta poate să câștige
teren important și e un mesaj pentru cei care ne privesc acum. Să știți că sunt momente în care cu bani puțini, dacă ai flair-ul și curajul să o faci, poți să lansezi un business cu adevărat. Și cred că asta e invitație importantă și cred că este exact ca la începutul. Este ca la revoluție, vrea revoluție. Cine a prins trenul s-a urcat în el. Când au căzut băncile 96 a fost alt tren. Când, și așa mai departe. Cred că este un moment în care cei care au flair și curaj sunt antreprenorii de vreme. Super. Mulțumesc pentru mesaj. Dragoș Petrescu, te-am văzut că dădeai din cap aprobator, așa că mă duc la tine. Ce crezi că ce comportamente se vor schimba și ce faceți voi din perspectiva asta ca să vă pregătiți pentru schimbările astea care or să rămână după perioada asta? Da, dădeam din cap că mă distrează expresia trăim un moment istoric, chiar îl trăim, adică e un moment istoric. Și într-adevăr, dacă stai sub plapumă, n-ai nicio șansă. Cred că trebuie să te uiți foarte atent în jur. Eu mă uit în industria mea. Cine a făcut investiții mari sau a crescut rapid în ultimile 12 luni este în big shit now. Adică competitorii mei care erau pe val de expansiune acum 5 luni, 6 luni, astăzi sunt pe masă la vânzare. Și avem deja două lanțuri de restaurante care negociem pe modelul Mihai Marcu la jumătate preț. Două clădiri, hotel finalizat și hotel nefinalizat, tot la jumătate de preț. Sunt oportunități de care nu te-ai fi atins în altă situație. Deci cine a rămas fără cash sau era pe împrumuturi foarte, foarte slab, mă uit la... Exact. Și ca reclama aia la jumătate, da, cu un Ariel, ei plătești unul, cumperi două. Da. În ceea ce privește obiceiurile pentru deci e fascinant. Până acum 10 ani ne luptam cu o criză de tip buget. Dacă vrei să ai restaurantele pline, trebuia să te duci în preț foarte tare. Acum este frică combinată cu buget. Și ce noi avem trei criterii importante în businessul de Horeca, se cheamă QSC, adică calitate, servicii, curățenie, încurățenie, cleanliness, adică și design, toată povestea ce e în interiorul afacerii tare de restaurant. Deci astea sunt cei trei piloni pe care tu îi pui în fața clientului. În plus de asta, astăzi, ca și modificare de comportament, ai bugetul, pentru că oamenii vor ieși fără bani din această și vor sta fără bani între un an și doi ani. Deci trebuie să te adresezi cu super campanii de preț și pe zona de comunicare în zona sanitară, în care să explici, să ai la intrare cu infraroșiu, să-ți ia temperatura, să te label pe fiecare. Adică lucrurile astea va trebui să le facem în industria asta ca să poți să faci față. Și de fapt, care e povestea aici? Trebuie restaurantele tale să fie pline când celelalte sunt goale. Nu contează cum, trebuie să știi să găsești calea asta. O altă schimbare interesantă pe zona de Horeca sunt românii versus străini. Până acum aveam cel puțin ăștia din orașele mari, o componentă serioasă de străini, nu foarte serioasă, dar totuși 2 milioane de străini stăteau prin orașe la diverse cheltuieli. Români nu vor mai fi străini o vreme și te adresezi lor, deci cu alt, complet alt produs de fapt și alt tip de serviciu și offline versus online, într-adevăr de la 5-6% industria noastră se vor duce spre 15-20%. Deci nu înseamnă că toată lumea va sta acasă să mănânce, oamenii vor ieși la bere și la mici, dar vor fi mulți care vor sta acasă și vor rămâne acasă forever. Deci cam asta e și mai un ultim lucru apropo de oportunități în România. Păi la prima vedere, domne, am rămas fără străini, da? Că nu mai vin și nu o să mai vină turiști în România. Dar în imediat al doilea punct de vedere, ne gândim, băi, unde să se ducă străinii?
N-o să fie România o țară sigură, apropo și de ce și cum de gestionăm criza. N-o să fie România o țară sigură, n-o să fie o destinație mai appealing decât Asia, eu știu, alte zone, Istanbulul, milioane de oameni pus și la un loc. Deci o să fie o destinație suficient de sexy ca pe următorii 3-5 ani să avem mult mai mulți turiști decât acum. Deci am mari speranțe în turismul din România. Deci trebuie să ne pregătim și de zona asta mai degrabă cu zâmbetul pe buze decât plângând. Ok, super. Mulțumesc frumos. Pentru că știu că, Ramona, tu trebuie să pleci la 6, că ai alt meeting. O să mă duc la tine. Și aș vrea să te rog să ne zici din perspectiva ta cum se văd lucrurile astea, ce o să se schimbe și cum ar trebui să ne pregătim pentru zona asta. Cum vă pregătiți voi inclusiv? Da, ce văd din perspectiva unui business de consultanță, în primul rând, văd toate acele proiecte legate de program de lucru flexibil, o digitalizare și active digitale pe care să le construim și pe care să le folosim în activitatea de zi cu zi. Dacă acum o lună vorbeam de o reticență sau o neîncredere pe alocuri. Am avut o lună de zile, noi suntem 99% din oameni lucrează de acasă și practic adaptarea a fost accelerată. Adică lucruri în care, să spunem, ne-am fi așteptat să ne ia minim 2 ani ca să putem să le implementăm, acum s-au întâmplat cu o viteză foarte mare, o viteză exponențială, aș putea spune. Deci mă aștept ca aceste lucruri să continue. Pe de altă parte, oamenii vor merge pe un program flexibil pentru că în continuare au nevoie de această interacțiune, adică asta nu se va schimba. Însă ne va fi mult mai ușor să putem să gestionăm noile modele de business de consultanță, având în vedere că deja am testat și am văzut că funcționează foarte multe din lucrurile pe care, așa cum spuneam, le aveam în plan. Iar schimbările le văd pe trei paliere. Deci avem aceste schimbări în comportamentul oamenilor și schimbări atât în plan spunem de igienă, oamenii vor fi mult mai atenți la această componentă și vor fi mult mai atenți o perioadă mare de timp. Cu siguranță va fi o reticență, cel puțin o perioadă pe care n-aș putea să o spun acum, pentru că aș face doar o simplă estimare și prefer să nu scot cifre pe care să nu pot să le justific, dar va fi o reticență în a merge în spații publice, concerte și așa mai departe, cel puțin o perioadă de vreme. Vor fi schimbări de comportament la nivelul organizațiilor, le vedem deja prin inclusiv schimbarea lanțului valoric și așa mai departe și vor fi schimbări la nivel de administrație publică și sperăm să fie schimbări la nivel de administrație publică pentru că și aici vorbim de reformă, vorbim de reformă în foarte multe sectoare, vorbim de digitalizarea interacțiunii cu contribuabilul, iar este o oportunitate pe care nu trebuie să o ratăm din mai multe considerente, în primul rând pentru că omul va avea așteptarea ca această interacțiune să continue, deci va fi o, să spunem, o împingere din interior, dar revenind la discuția anterioară legată de investițiile străine, este un alt exemplu de capacitate pe care statul poate să o aibă în a ieși cu o notă bună din această criză. Și mulțumesc frumos de invitație.
Dă drumul la microfon, Bertino. Dă drumul la microfon, Dan. Am zis că îi mulțumesc frumos, am dat drumul la microfon. Și următoarea oprire e la Dragoș Roșca. Ce se va schimba? Cum vă pregătiți voi în businessurile în care ești tu pentru schimbarea asta de comportament? Deci pe businessurile care se duc destul de direct către consumator, sau să spunem printr-o singură verigă, acolo e destul de clar că răspunsul l-a dat și Dragoș. Ne așteptam la o schimbare de comportament și, în general, ca orice criză, ce se întâmplă într-o primă instanță, până la urmă, după orice criză și după care are consecințe de genul șomaj tehnic sau dacă nu s-au redus salariile, ok, poate nu se mai dau bonusurile sau unul dintre parteneri poate că a trecut pe un program part-time sau era freelancer și nu-și mai găsește atât de multe joburi ca înainte. Deci astea sunt lucruri care se întâmplă la consumator în casă. Consumatorul devine mai arici cu cheltuirea banului personal. Deci bagă mai greu mâna în portofel, e mai atent. Și asta se întâmplă după absolut orice criză. Deci nu am inventat-o, este un comportament clasic. Și durează o perioadă de timp până la care va începe să-și reintre în obișnuințe și să recapete încredere. Omul, ca să consume, are nevoie să aibă încredere în viitor, să știe, domnule, stau bine, stau bine cu jobul, stau bine cu resursele financiare. Deci pentru asta va dura un timp. Atunci e clar că trebuie să gândim cum extindem baza de clienți. Deci dacă înainte aveam un target pe bază de clienți, acum trebuie să extindem baza de clienți. Dacă lucram numai pe Horeca, trebuie să mă duc și pe retail. Dacă lucram numai pe piața românească, sau foarte puțin pe export, acum trebuie să măresc exporturile, etc., etc. Deci astea sunt decizii de a-ți mări baza de clienți pe care te adresezi. Dacă mă uit pe partea de B2B, acolo lucrurile sunt, comportamentele sunt diferite. Companiile au un proces, o decizie de consum diferită față de a cetățean. Acolo ei își fac scenarii, planuri, în funcție de ce fac achiziții, în funcție de ce dezvoltă proiecte. Niciunul dintre noi, cum spuneam, în planul de business pe care îl făceam la începutul anului sau în orice an dinainte, nici până cap nu ne trecea să punem și Asterix, varianta pandemie. O aveam pe aia poate cu, nu știu, criză financiară, o aveam pe aia poate cu vine Dragnea la putere, o aveam poate pe aia cu ce se întâmplă dacă avem un cutremur, că știam cum e cu cutremurul și ne-am învățat să ne ferim de el și ne cumpărăm, ne luăm asigurare de cutremur, ne facem divers. Dar pe asta cu pandemia n-am văzut-o niciunul, sau nu știu, am auzit că ea de la Wimbledon au văzut-o și aveau asigurare de pandemie. Plăteau și au reușit să-și ia turneul de la Wimbledon și a recuperat toți banii. Dar eu recunosc asta cu pandemia, n-am văzut-o și nici clienții noștri nouă. Și ce cred că se va întâmpla este că oamenii vor începe să gândească în scenarii din acestea de risc mai mult și să se pregătească pentru asta. Ori asta e o oportunitate mișto de business. Aici vor fi chestii de dezvoltat, stocuri de făcut pentru cazuri pandemice, cum îți pregătești business-ul pentru o situație de genul ăsta, etc. Sigur, acum eu sper să nu se întâmple pandemii de astea în fiecare an, dar totuși ele sunt o realitate și faptul că cei, de exemplu, din Coreea de Sud sau Taiwan au fost mult mai bine pregătiți decât restul lumii, e că ei trecuseră prin SARS cu vreo 3 ani înainte, 4 ani. Și erau mult mai bine pregătiți și mental. Coreea de Sud făcea drill-uri deci după SARS făcea drill-uri de pandemie în fiecare an. Drill-ul de pandemie l-au avut în luna octombrie sau noiembrie, am înțeles, 2019, anul ăsta, tot statul sud-corean. Încât băieții acolo erau pregătiți, adică știau cum arată culoarele pentru bolnavi și care sunt necontaminați, medicii știau să-și pună măscuța pe față, la noi habar n-aveau dacă masca era mască sau erau șoșoni, nu știau ce să-și pună pe față. Cam asta era situația cum ne-au prins pe noi descoperiți în sistemul public. Deci cred că vom dezvolta niște reflexe noi, vom fi mai aware cu privire la acest, mai pregătiți, mai treji vis-a-vis de astfel de potențiale riscuri.
Și da, aici probabil că la nivelul corporate lucrurile își vor reveni, zic eu, ceva mai bine. Ceva mai bine decât înspre consumator. Dar la consumator, da, mai ales dacă ești pe o zonă de consumer din asta afectată în zona de Horeca, cred că mai greu. Cam așa. Ok, mulțumesc frumos. Înainte de a merge la Sergiu, am văzut că unul din cei care ne ascultă, Cornel Scripcă respectiv, își dorește să ne întrebe ceva și prin ViewGrai, nu doar prin întrebări și răspunsuri, așa că am să-i activez microfonul. Cornel, te auzim, să știi, așa că zi-ne ce ai de zis. Salutare tuturor, salutare de la Iași, de aici, într-o zonă mai mult mai puțin diferită de pandemie. Mă bucur să vă văd și să vă aud. Întrebarea era o știință de data trecută, dar în care vreau să văd și să vă comunic în Israel. Și trebuie să știu ce fel de stat avem noi nevoie acum. Noi, România, ca și economie. Dar în această primă teorie, avem nevoie de un stat mai socialist, dar este pe timp necredit, avem nevoie de un stat lucrător în zona liberală sau un stat de sistem de separare. Ce așteptăm noi ca mediul de afaceri de la statul nostru în momentul de față? Ok, am înțeles. Mulțumim și noi. După ce... Sergiu, ai ocazia, deci vrei să răspunzi la asta cu ce fel de stat ne trebuie, mai filozofică? Răspunde și Felix, că e în linie acolo, dar aș vrea după aia să ne zici și cu comportamentele pe care le vezi schimbate. Zic. E foarte faină întrebarea. Eu nu... Întotdeauna mă întreba pe mine cineva ce să facă statul să ne ajute. Întotdeauna zic, lăsați-ne, vă rog, foarte mult în pace, să ne ajutăm singuri. Că de fiecare dată când ați încercat să mă ajutați, mai rămâneți încurcat. Cred că acum e prima dată când suntem într-o situație un pic diferită și e nevoie de intervenția statului în economie, dar cu cap. De-aia eu nu cred că avem nevoie de un stat mai socialist sau mai liberal, ci de un stat mai flexibil. Ca și noi toți, oricare din agenții economici, statul are nevoie în această perioadă să aibă suplețe. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă să poată să pună mai multe resurse acolo unde e nevoie și să taie resurse acolo unde nu e nevoie. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că în măsura în care anumite domenii ale statului sunt supraîncărcate birocratic, ar trebui subțiate ca să poată să facă loc sprijinului pe care statul trebuie să-l facă pe două direcții, una prin investiții, alaltă prin susținerea sistemului economic-financiar. Se pare că noi, era o întrebare paralelă aici undeva, ce ne facem, că poate că afacerea mea ar merge în continuare, dar am niște clienți care sunt super loviți de criza asta, nu o să-și plătească facturile, asta o să mă ducă în cap. Vă amintiți cât de puternic a fost efectul ăsta în timpul crizei precedente, acum 12 ani, acum, mă rog, 11 ani în România, când o mulțime de companii aveau de suferit, deși business-ul lor era afectat foarte puțin, dar pac, doi clienți neplătitori suficient de mari au omorât business-ul pentru că nu reușeai să obții finanțare. Fim în stare să găsim o soluție cu sistemul financiar prin garanții de stat probabil ca să evităm propagarea acestor decese la nivelul următor în lanț și să facem chestia asta într-un mod, hai să zicem, cu cap. Nu punând la dispoziție o pătură uriașă pentru toată lumea, pentru că nu avem resursele ca să susținem o pătură de dimensiunea asta. Asta înseamnă flexibilitate. Okay. Ce mai trebuie să mai facă statul, apropo de flexibilitate? Ziceam că trebuie să ridice și să ne dea voie să devenim activi mult mai repede. Este asta se poate face, numai de adevărat că se face diferențiat. Ai niște localități în care situația e groasă, ai niște localități în țara asta foarte multe în care n-a fost niciun caz de coronavirus. Știi? Și atunci probabil că trebuie să te uiți din punctul ăsta de vedere, să începi să ridici toată povestea asta și să o gestionezi. Și asta nu înseamnă, nu e o treabă foarte simplă. Și mai departe, cred că sunt alții care știu mai bine decât mine aspectele macroeconomice și care ar putea să comenteze. Asta două lucruri mi se pare important. Ok, super. Mulțumesc. Felix. Cum crezi că se vor schimba comportamentele după perioada asta și în ce fel vă pregătiți voi pentru ele? Da.
Eu m-aș bucura foarte tare dacă am face ceva cu plățile și plățile cash on delivery, marea mea problemă care mi se întâmplă în momentul de față. Văd că ele au luat amploarea să dispară, să apară plățile cu cardul sau plățile direct pe site-ul magazinului. Asta e foarte important să rămână în continuare și chiar să expandeze, să meargă mai departe. Pentru că încercăm acum o livrare contactless, da? Și ca să nu mai avem nicio interacțiune cu clientul. În momentul de față chiar s-au investit bani în niște aplicații pe care le-au făcut din fericire toate firmele de curierat prin a livra prin acel PIN, că este un proof of delivery, știi, la fiecare expediție. Numai că expeditorul poate, destinatarul poate să primească un PIN dacă îl transmis printr-un SMS. Dacă el răspunde la acel SMS cu PIN-ul respectiv, clar, acea e persoana care trebuie să primească coletul și atunci lucrurile pot merge mult mai repede. N-aș vrea să mai intru cu business-ul meu într-o grămadă de alte lucruri pe care eu nu mă pricep să le fac. Eu știu să livrez foarte bine și mi se cere să livrez din ce în ce mai repede și din ce în ce mai mult. Și am făcut o comparație a curierilor noștri români care livrează 70-80, ajung chiar și la 100 de livrări pe zi, versus cei din Occident care livrează în jur de 150-160 de expediții pe zi. De ce pot să o facă? Pentru că au infrastructură, odată, și în al doilea rând pentru că nu au plățile astea, nu au timpii ăștia pierduți cu plata, ia banul, dă chitanța, fă factura și așa mai departe. Eu cred că lucrurile astea au luat amploare în această criză, ele se vor păstra și țin foarte tare la lucrul ăsta și o să-l fac de așa natură să fie păstrat. Asta în ceea ce ne privește, dacă e să iau doar un capitol. Sunt multe altele. M-am gândit un pic și la telemuncă. O parte din oamenii mei vor munci de acasă. E vorba de peste 100 de oameni care vor face lucrul ăsta și cred că voi păstra acest obicei. Referitor la stat. Bă, noi în continuare, statul nostru este speriat. Eu vreau un stat mai îndrăzneț, fie el de stânga, fie el de dreapta. Mult mai îndrăzneț în a nu mai fi dezbinați. Voi vedeți în momentul de față că noi suntem privați cu șomaș tehnic, cu cutare. Iar ceilalți de la stat, vezi, nu mai a folosit cuvântul ăsta, ceilalți, asta înseamnă o dezbinare idiotă, tâmpită, întreținută artificial. Acea suplețe a statului de care avem mare nevoie și de care o discutăm de atâta și pe care o discutăm de atâta timp, ține-i acolo, plătește-i foarte bine, dă-le și pensii speciale, dar fă-o pe KPI-uri, fă-o pe lucruri care se întâmplă, nu pe lucruri care nu se întâmplă făcute de verișoare, amante, pune și alea până la urmă toată, dar nu e locul lor aici. Deci, încă o dată, vreau un stat. Și în momentul de față, puterea actuală are oportunitatea să fie foarte îndrăzneață, să se ducă către investiții. Pentru că investițiile în infrastructură și în toate celelalte proiecte mari, mărețe, ne vor întreține business-urile noastre pe perioada următoare și le vom putea reporni mult mai repede. Și toate lucrurile astea trebuie făcute cu cap. Și vreau mai multă îndrăzneală. Și vreau mai multă, mai ales că e un guvern liberal în momentul de față. Super, mulțumesc. Înainte să vă rog să dați așa un mesaj pentru cei care ne ascultă, aș vrea să vă rog să faceți un exercițiu de imaginație. Asta nu era în desfășurat. Îmi permit să vă provoc. Aș vrea să vă rog să vă gândiți că sunteți în cu totul altă industrie de cea în care sunteți. Nu suntem nici în curierat, nici în servicii medicale, nici în ospitalitate, nici în tehnologie. Luați-vă voi o industrie, alegeți-vă industria asta și ține unul sau două lucruri pe care le-ați face dacă business-ul vostru ar fi în industria aia. Și acum vă las să vă alegeți voi cine răspunde primul, ca să nu ne supărăm. Mulțumesc eu. Stai că a intervenit Mihai, a fost mai iute. Zi, Mihai. Dragilor, pentru că m-am zis că nu pot vorbi neapărat de MedLife. Aia te-am întrebat.
Am să vă spun despre ce am făcut azi dimineață cu un business drag mie care e în hospitality, care se numește Life Harbor. Ieri am pregătit un mail către toți clienții, public pe Facebook, în care am spus așa: dragii mei, de acum acolo nu o să mai mâncați în restaurant. O să punem la fiecare cameră care are terasă câte o masă și puteți servi acolo. E prima dată când n-am acceptat de ani de zile, veți putea servi masa pe bărci. E prima dată după ani de zile în care puteți să vă găsim spații pe plutitor, prin curte, să stați fiecare cu grupul lui și cu familia lui. La fel am făcut în Delta, unde am o mică pensiune pe Aikin. Deja am făcut o intrare separată, am împărțit în două una dintre pensiuni, că una are 5 camere, cealaltă are 7, cea cu 7 împărțită în două. O parte va fi cu 4 și o parte va fi cu 3 camere, care vor avea spații de mâncare separat. Și ăsta este un lucru pe care îl facem. Am asigurat de asemenea că îi plimbăm cu barca numai cu familia, când vor să vadă pelicanii, nu o să mai meargă în grupul mare. Deci, cred că trebuie să ne adaptăm zi de zi la fiecare situație. Ca să pot să spun de MedLife, vreau să vă spun că noi căutăm să angajăm psihoterapeuți. Și asta e și simpatică. Am ajuns la concluzia după un brainstorm pe care l-am făcut în filmă, am dat seama că de fapt toată lumea are probleme cu copiii care urlă, cu soția de care nu mai poate să scape. Știți, cu ăla, cu soția la bancă, el antreprenor și așa. Norocul meu că nu prea stau pe acasă când pot la serviciu, dar cert este că din acel brainstorm mi-am dat seama că e nevoie de așa ceva. Să știți că următoarea zona lumii vor fi foarte mulți oameni care vor rămâne cu sechele stresați după asta. Deci asta cu zona de psihoterapie, să știți că dacă aș face o medicamente de antidepresive, cred că aș da lovitura la perioada asta. Am dat un alt exemplu. Un alt exemplu ar putea să fie, vreau să vă spun, pentru că nu s-a răspuns la o întrebare. Și apropo de repatriere, foarte mulți, foarte mulți din cetățenii care au venit, s-au întors din Italia și din Spania, vor rămâne definitiv în România. Pariez, acum, uite, pariez cu Dragoș, că nu mă crede, sau Felix. Pariez pe o excursie la, nu știu, la pe mâncare la pe friptură la pescăruș sau la care cu bere, cum vrei tu, că vor rămâne foarte mult. Ne uităm la televizor și mergem în Italia. Toți am mulți dintre noi călători și vedem că Italia de fapt viața, la un moment dat eram cu Fimiu, eram în Napoli, adevărat, și am fost să vedem Vesuviu. Și tata Fimiu, care e adevărat că locuiește în nordul Bucureștiului și acolo se face școală, zice: tati, da, zice, sunt sărași, rău italieniști aici în Napoli. Asta era acum câțiva ani. Sunt foarte mulți români plecați care s-au decuplat mental, au senzația că România este atunci, acum câțiva ani. Eu cred că foarte mult vorbim. Cred că o să avem forță de muncă mai ieftin. Cred că o să avem oportunități să construim. Să știți că dacă eram în Olanda, din păcate nu mai puteam construi autostrăzi, că nu aveam unde. Dar românii, în slavă, nu trebuie să tăiem mulți în două. Deci dacă guvernul va găsi, cine conduce, nici nu contează, soluțiile să stimuleze un pic acest consum, pentru că avem nevoie de bani. Asta face Germania, asta vrea să facă Europa, să stimuleze consumul. Dacă va stimula acest consum, să o facă echitabil, nu poate să o facă către bugetar și către privat sau către, numai către autostrăzi. Trebuie să găsească cheia în care să împartă acest stimul de consum. Și cred că foarte mulți dintre noi putem să ne relansăm, putem să dovedim că facem business. Avem o țară atât de frumoasă. Și sunt de acord cu Dragoș că mulți turiști din Europa nu vor mai zbura până în China sau până în Japonia sau până în Africa de Sud, ci se vor opri aici în Balcani, unde avem ce să le arătăm, deci vom avea și turism. Mulțumesc frumos! Sergiu, zi că vrei să ne spui de industria pe care o visezi și ce o să faci în ea. Eu mă uitam așa că e o perioadă în care evident o să fie oportunități, pentru că oportunitățile vin întotdeauna acolo unde se schimbă comportamente și vezi că comportamentele se schimbă. Sunt niște lucruri care o să rămână. Comenta cineva într-o discuție de curând că epoca aia în care oamenii credeau că să lucrezi de acasă e un beneficiu, work from home as a benefit, nu o să vină prea curând, adică oamenii o să se bucure să plece de acasă la muncă și asta destul de curând. Dar dacă tu știai acum 6 luni, prin absurd, că vine pandemia, cam cum ar fi arătat casa ta? Dar biroul tău? Cam cum te-ai fi organizat? Ai fi avut o locuință secundară undeva în apropierea Bucureștiului în care să poți să te muți mai degrabă și să ai și spațiu verde, sau ai stat tot în apartamentul ăla din primăverii? Înțeleg? Vorbesc acum de aia care au posibilități. Știi? Deci începi să spui niște probleme care e clar că o să fie niște trenduri care o să creeze niște oportunități legate de viața și de consumul oamenilor imediat înainte.
dacă tu ai un flux care înseamnă clienți care intră pe ușă, cam cum o să organizezi tu fluxul clienților lor care intră pe ușă sau cum l-ai organizat dacă ai avea 6 luni să te organizezi, nu 2 săptămâni? Am fost la bancă zilele trecute pentru că am avut de făcut o operațiune pentru care trebuia să semnez încă niște hârtii în original. Dacă știu de ce, da, aia e. O să putem să trecem peste asta, că nu te poți să te înregistrezi sau semnătură digitală. M-am dus acolo. Oamenii foarte bine organizați. Pe toate birourile alea care, mă rog, au scăpat de ghișee, acum există ghișeu de plastic, ca să nu interacționezi. Dar cu toate astea, când intri acolo, ai sentimentul ăsta, parcă te uiți peste umăr, dar de ce stă ăsta așa de aproape și îmi suflă ceafă? Înțelegi? Deci toate fluxurile astea trebuie să funcționeze altfel. Și ca să dau exemplul ăsta, deci trebuie să fie foarte clar că nu va mai fi interacțiune care se poate face de la distanță pentru care cineva să prefere versiunea face-to-face. Adică o să preferi versiunea face-to-face, dar în continuare o să, cred că protecția muncii, regulile de protecție a muncii o să se schimbe ca să trebuiască să demonstrezi că ai făcut tot ce trebuia să faci ca să minimizezi interacțiunile face-to-face la locul de muncă. Și asta cum se face? Se face cu un exces de digitalizare și avem o industrie de IT performantă care poate să facă asta numai pentru noi, ci pentru toată lumea. Suntem foarte, foarte în urmă în zona de stat. Acolo suntem foarte, foarte în urmă în tot ce înseamnă interacțiune digitală. Dar mă gândesc cu bucurie. Probabil că se va face ceva și anume foarte repede. Deci am înțeles că o să faci un business de căsuțe pe lângă primăverii, dar e ok, nu e niciun fel de problemă. Felix, tu dacă renunți la curierat, zi un business și zi ce faci. Uite, exact pe ideea lui Sergiu, mergeam și eu, m-aș fi dus în construcții și m-aș fi gândit, uite, urmăresc un cont pe Facebook, Viața la Țară. Cred că l-ați văzut și voi. Am stat acolo niște oameni extraordinari și repatriați, uite, printre altele, care s-au mutat la țară și au făcut niște grădinițe și niște case și niște inovații pe acolo, senzaționale, cu niște sate uitate de lume, unele dintre ele. Sau niște acolo la poalele pădurii, la poalele munților și așa mai departe. Foarte, foarte interesant. Uite, cred că m-aș duce după această nebunie și mai ales pentru toate persoanele alea care au stat într-un apartament de 2-3 camere, pe toată perioada asta, eu cred că atunci când vor ieși din chestia asta, se gândesc foarte mult la a investi într-o căsuță la țară, care în momentul de față, știm cu toții că eu par un preț destul de mic. Nu neapărat pe aici, pe lângă București sau pe lângă primăverii, nu e vorba de asta. Dar nu la foarte mare depărtare, decât dacă deci în Dâmbovița, Prahova sau, și mai știu alte localități pe aici, poți să-ți găsești un teren să-ți faci o căsuță. Eu cred că e o oportunitate în momentul de față a investi în chestii de genul ăsta, de a merge în rural, de a trăi viața acolo cu totul și cu totul altfel. Chiar și în caz de pandemie. Super, mulțumesc. Dragoș, cu tine am început, cu tine termin. Ai ocazia să ieși din ospitalitate și să te duci în alt business și să faci ceva foarte diferit acolo. Am un domeniu care o să vă surprindă, dar înainte de asta vreau să îi beau berea lui Marcu, pentru că mi-aș dori să o pierd, dar nu cred că o să o pierd, cred că o să o dea el, abia aștept să-l văd. Mi-aș dori să rămână ceva din Românește întors și la noi. Am înregistrat evenimentul, să știi, deci mai dă exact. Unul dintre voi dă berea, e clar. Adică... Exact, da, da. Așa, cred că România e o... Poți să plătesc cu cardul dacă ți-ai POS ca să îl satisfaci și pe domnul Bătrân. Da, da. O să leg și casele de marcat la ANAF acum, aici, că am promis Câțu că până luna viitoare se fac. Se leagă. Cred că România e o țară a oportunității. Avem de construit aici. În țările astea din vest mai sunt puține lucruri de făcut. La noi sunt foarte multe lucruri de făcut și cred că cu mesajul ăsta aș vrea eu să rămân, că suntem binecuvântați că suntem în țara asta unde e foarte mult lucru, sunt foarte multe lucruri de făcut. Să fii geniu ca carpatin, trebuie doar să faci treaba decent. Și cred că sunt șanse foarte mari.
cred într-un guvern neintervenționist, liberal, nici de cum într-unul socialist. Nu aștept să mă ajute și sper să fie nevoie să ne ajute foarte rar sau deloc. Iar în ceea ce privește alt business, i-am găsit pe niște băieți care fac gaming de la Nexus. Sunt geniali, deci îi iubesc atât de tare. Treaba asta cu lumea asta virtuală în care tinerii își petrec din ce în ce mai mult timp, pare la prima vedere pentru noi așa că nu, aoleu, nu pot să-mi iau privirile de la tablourile lui Felix. Ați văzut ce tablouri are în spate? Doamne, băi, Felix. Felix e cel mai bine pregătit. Uite-te, deci în spatele lui sunt tablouri și sub tablouri e băutură. Exact. N-am văzut așa ceva. Vă mărturisesc că și eu, dacă mă pregăteam de acum 6 luni, aveam altceva în spate, nu? Sacul de cartofi. Voi aveți cărți, eu am femei și băutură. Eu, dacă ar fi fost după mine, iubiților, eu îmi puneam niște icoane, că suntem în postul Paștelui. Nu sunt eu designer aici, nu sunt eu designer. Mă, tu trăiești într-o lume virtuală, Felix, cu doamnele alea. Da, deci așa că hai să avem încredere în România și că... Sunt sigur că vom ieși cu bine din povestea asta, chiar dacă nu mâine, dar curând. Super. Vă mulțumesc tare mult. Am deschis ca să vedem cum stăm și dacă pe acești domni doriți să-i mai vedeți și cu altă ocazie, am deschis polul de evaluare al evenimentului nostru de astăzi. Aș vrea să vă mulțumesc pentru faptul că ați participat în după masa asta la discuția noastră, mai ales celor de acasă care ne-au urmărit, dar și vouă că v-ați rupt din timp să povestim împreună. Să aveți sărbători de Paște fericite, liniștite și să ne vedem sănătoși cât mai curând ieșiți din casă în siguranță. Vă mulțumesc mult de tot și seară bună tuturor! Paște frumos, Paște fericit!